Oficial vine iarna în capitală, Vaninge, dar nu ca în povești, ci vorbim despre un viscol în toată regula. Colega mea, Georgiana Grim, a urmărit prognozele meteorologilor și vine cu detalii. Bună seara, Georgiana, când începe să ningă? Bun găsit! Iată că vine ninsoarea mult așteptată. Din această seară va începe să ningă, iar stratul de zăpadă care se va depune va fi de aproximativ 8 cm. Mâine în capitală vom avea parte de primul episod de viscol din această iarnă. Temperaturile maxime nu vor depăși 2 grade. Atenție însă, temperaturile resimțite se vor apropia de minus 10 grade. Mâine în capitală va fi în vigoare un cod galben de viscol și vânt puternic. Rafalele de vânt vor depăși chiar 50 de km la oră. Partea bună este că vorbim despre un episod izolat. Dacă ne așteptam ca în luna februarie iarna să-și facă de cap, ei bine, prognozele meteo arată că temperaturile din februarie ne vor duce mai mult cu gândul la primăvară. Cristi? Guvernul stă cu ochii pe prețul de la pompă, mai ales după ce a fost eliminată compensarea de 50 de bani. Șoferii se lovesc de prețurile tot mai mari, iar autoritățile așteaptă momentul pentru noi modificări. Care este planul guvernanților, știe Diana Buzea. Bună seara, Diana, te ascultăm. Bună seara, Cristian! În ultimele zile, prețul carburanților a început să crească. Prețul mediu pentru un litru de benzină a ajuns la 6,59 lei, iar pentru un litru de motorină la 7,74 lei. Față de finalul lunii decembrie, acestea s-au scumpit cu aproape 50 de bani pe litru. Potrivit unor surse guvernamentale, în cazul în care vom vedea în continuare aceste creșteri de prețuri și dacă prețurile vor ajunge la nivelul de la începutul anului trecut, atunci când știm că un litru de motorină ajungea chiar și la 9 lei, atunci se va reintroduce acea măsură de compensare cu 50 de bani direct la pompă. Măsura a fost eliminată la finalul lunii decembrie, iar acei 50 de bani proveneau în mod egal de la stat și de la companii. Guvernul așadar stă acum cu ochii pe prețurile de la pompă, însă înainte de a se lua o decizie clară vor fi și discuții cu companiile. Cristian, înapoi la tine. Mulțumesc, Diana. Cu cât suntem mai comozi, cu atât plătim mai mult. Un experiment al știrilor Canal D ne arată cât plătim pentru aceleași produse dacă le achiziționăm din diferite locuri. În cursa de a economisi timp, pierdem bani. Să luăm ca exemplu un pachet de unt. Găsim 3 prețuri diferite în supermarket, magazinul de cartier și online. În funcție de cât de comozi suntem, cu atât plătim mai mult. Ca să vedem exact cât, prima dată ne oprim într-un hipermarket. Avem aici lapte, ulei, făină, zahăr, unt, 1 kg de mere și unul de cartofi, iar totalul aici în supermarket este de aproape 55 de lei. A doua oprire este într-un magazin care se află la parterul unui bloc unde vom pune în coș aceleași produse, un loc preferat de oamenii care nu vor să străbată un drum lung ca să se aprovizioneze și care pot face cumpărăturile îmbrăcați chiar în halatul de casă. E mai aproape de casă și fiind și cu copilul, imediat e la îndemână. Eu am timp să mai umblu peste tot, că-s bătrânică, nu-s tânără ca voi. Numai că prețurile sunt în medie cu 10% mai mari față de supermarket. Pentru aceleași produse, aici plătim aproape 60 de lei. Cam cât economisiți dacă vă faceți cumpărăturile dintr-un magazin mare de... Aproape 50 de lei, cam așa, la o cumpărătură de peste 150-200 de lei. Continuăm cu o aplicație de livrare. Aici prețurile sunt departe de ceea ce găsim în magazinele fizice. Pentru aceleași produse, în aplicație plătim aproape 80 de lei. Dacă adăugăm și livrarea, care costă 18 lei, deja ajungem să plătim de două ori mai mult decât în supermarket. Se simte în prețul final și costul de distribuție suportat de platforma care intermediază această tranzacție și, bineînțeles, se simte și costul cu transportul, la care se mai adaugă și costul cu tehnologia. Tragem linie și vedem că cel mai mult ne costă cumpărăturile făcute prin aplicație. Specialiștii spun că aprovizionarea online poate fi într-adevăr convenabilă dacă plasăm o comandă mai mare și dacă profităm de perioadele în care livrarea este gratuită. Balerine din bronz, statui iluminate și fântâni arteziene. Asta vrea să construiască primăria Craiovei în zonele turistice ale orașului. Investiția colosală face parte dintr-un proiect de regenerare urbană cu o valoare totală record, 44 de milioane de euro.
Misiunea de înfrumusețare a capitalei Olteniei începe cu mai multe fântâne arteziene, iar cea mai importantă investiție pare să fie reprezentată de 8 balerine. Practic, statuile din bronz vor împrăștia jeturi și perdele de apă. Cele 8 balerine ar urma să fie amplasate pe această zonă verde care desparte sensurile de mers de pe Bulevardul 1 Mai. Proiectul ar urma să coste 9 milioane de euro, iar asta înseamnă câte 1 milion de euro pentru fiecare balerină de bronz. Frumoase, dar scumpe, spun localnicii. 1 milion de euro pe balerină? Mamă, una singură? Nu cred. Mami, ea știe ce face. Noi ne adaptăm. Ar fi mai bine să investească în altceva, să mai pună la salarii, să facă altceva, dar dacă ei vor așa, ce să le facem? Nevoia de fântâni arteziene a orașului nu se oprește aici, spune edilul, care își freacă mâinile de bucurie. Pe lângă cele 8 balerine, se vor construi alte fântâni arteziene în centrul orașului, în locul celor actuale. În total, aproape 14 milioane de euro vor reveni acestor lucrări. Am devenit și noi turiști pentru o zi și am vrut să vedem actualele fântâni. Orice craiovean care vede acest selfie ar putea să știe cu ușurință locația în care mă aflu. Aici este cea mai veche fântână arteziană a Craiovei și locul de întâlnire al porumbeilor care primesc mâncare de la turiști. Aceasta ar putea fi demolată, iar în locul ei ar putea să apară una nou-nouță în valoare de peste 1 milion de euro. Patinoarul din centru ascunde o fântână mai veche și aceasta va fi înlocuită tot pentru o sumă record. Acum, fiindcă instalațiile de apă s-au degradat, primăria vrea să demoleze actuala fântână și să construiască o fântână arteziană nou-nouță în valoare de peste 2 milioane de euro. Eu cred că cu acești bani trebuia făcut altceva. Nu cred că fântânile arteziene ne trebuia. E frumos. Vara e totuși frumos, că este umbră, vin oamenii, mai stau cu copiii la joacă, la plimbare. Trebuie să fie ceva frumos așa. Edilul spune că înfrumusețarea Craiovei nu ține doar de fântâni. Toate celelalte lucruri de infrastructură urbană, străzile adiacente, toate vor fi prinse în acest proiect de regenerare urbană, nu doar fântânile. Știu că politicienii sună bine să arătăm că uite pe ce se aruncă banii, dar nu. Noi pe toate componentele pe care vi le-am citit va trebui să avem câte un obiectiv ca să facem regenerarea urbană. Proiectul a fost aprobat astăzi în Consiliul Local. Bugetul total este de 44 de milioane de euro. Din acești bani, 14 milioane reprezintă costul fântânilor. Primăria vrea să atragă fonduri europene și să cheltuie cât mai puțin din bugetul propriu. Femeia ucisă de o haită de câini lângă lacul Morii nu a scăpat nici după moarte de patrupezii comunitari. Mai mulți câini ai străzii au dat astăzi târcoale capelei, unde a fost depus trupul neînsuflețit al Anei Oros. Probleme cu haitele de câini comunitari sunt și la satul mare. Oamenii sunt atacați pe străzi, iar un fermier se plânge că i-au fost ucise mai multe animale. Trupul neînsuflețit al femeii ucise de o haită de câini în urmă cu câteva zile a fost depus dimineață la o capelă din sectorul 6 al capitalei. Ca o ironie a sorții, cimitirul lăcașului de cult a fost împânzit de alți câini ai străzii, în timp ce apropiații își l-au rămas bun de la Ana Oros. Polițiștii locali au cerut ajutorul ASPA pentru ca patru pe zi să ajungă într-un loc specializat, însă niciun hingher nu a mers să ridice animalele. Speriați de câinii comunitari sunt și sătmărenii. În multe zone din oraș, dar și în satele de pe lângă, oamenii se tem să iasă din case, iar fermierii se trezesc cu animalele ucise. Nu te poți apăra de ei, dacă merge un copil sau un bătrân, automat îl termină. Am atacat într-o seară când am mers la Saivan, în jur de vreo 30 de câini au ieșit tot din toate părțile. Mi-au omorât o oaie, o capră și doi miei. Chemat pe cei de la protecția animalelor, au venit, au promis că iau măsuri, însă nu s-a luat nicio măsură. Chiar și în oraș, oamenii au ajuns să evite anumite locuri de frica maidanezilor. Haite mari de câini umblă nestingheriți pe străzi. Mi-era frică chiar să mă duc în anumite zone, că era pericol să te atace. Am mai pățit-o și eu și soția cu câinii. Era cu bicicleta și au mușcat-o de picior. Primăria municipiului Satu Mare a cedat contractul de gestionare a câinilor comunitari către asociația Free Life. Reprezentanții spun că e peste puterile lor să adune toți câinii fără stăpân și dau vina pe cei care își abandonează animalele. Din păcate, în acest moment, abandonurile sunt foarte, foarte multe. Poliția animalelor merge în diverse sate și comune, le explică oamenilor că legea este obligatorie pentru absolut toată lumea, adică trebuie câinele sterilizat și trebuie microcipat. Și atunci foarte mulți din cei din sate și din comune refuză
refuză să facă acest lucru, pun câinele în mașină și le aduc în orașul Satu Mare. E mult pentru noi, pentru că adăpostul este plin, este aproape peste 600 de câini avem în acest moment. Este puțin pentru numărul câinilor care sunt abandonați. Doar în urmă cu câteva zile au fost atacate mai multe persoane în plină zi pe străzile orașului Satu Mare. O bătrână a ajuns la spital, iar un bărbat s-a ales cu hainele sfâșiate. Guvernul pune la bătaie 1,5 miliarde de lei în acest an pentru programul Noua Casă. Cei care au un plan cumpărarea unei locuințe se lovesc de condiții mai dure din partea băncilor din cauza exploziei dobânzilor. După ce au văzut că ratele i-au îngenunchiat pe cei care au deja credite, mulți au renunțat să se mai gândească la un împrumut. V-ați ferit să faceți credit? Da. De ce anume? Din cauza dobânzilor. Programul Noua Casă permite accesarea unui împrumut pe o perioadă de până la 30 de ani, dar condițiile de creditare sunt mai dure anul acesta. Și cum dobânzile au crescut, iar salariile au rămas la fel, foarte multe persoane nu mai pot accesa acum creditul dorit. În mod evident nu este prea plăcut să vrei să ai o casa ta și să nu o poți accesa. De exemplu, o persoană cu un salariu de 4.000 de lei anul trecut obținea de la bancă un împrumut de 420.000 de lei. Acum, cu același salariu, primește doar jumătate, iar rata de 1.800 de lei din urmă cu un an, acum ar ajunge la 3.000 de lei, adică spre un grad de îndatorare de 75%, drept pentru care, în realitate, nici nu mai pot accesa creditul. Toate creditele contractate prin programul Noua Casă au dobândă variabilă, care se calculează în funcție de IRCC plus un procent de 2% adăugat de bancă, ceea ce înseamnă că în acest moment dobândă ar fi de 7,71%. Un dezavantaj al acestui program guvernamental este că este cu dobândă variabilă, deci nu poate fi accesat cu dobândă fixă. Iar dobânzile variabile îți asume acest risc de creștere a dobânzilor în 10, 20, 30 de ani. Banca cere avans de 5% pentru un apartament de până la 70.000 de euro și de 15% pentru o locuință de până la 140.000 de euro. Pentru un apartament de 70.000 de euro este nevoie de un avans de 3.500 de euro, ceea ce înseamnă că banca va oferi restul de bani, adică de aproximativ 66.000 de euro. Însă pentru acest împrumut este nevoie de un venit de cel puțin 5.200 de lei, iar rata lunară va fi de peste 2.300 de lei. Practic, pentru a beneficia de un credit, în acest moment e nevoie de mult mai mult decât salariul mediu pe economie, care este de aproximativ 4.000 de lei. Tocmai din acest motiv, tinerii nici nu vor să audă de credite. În astfel de situații, fiecare se descurcă cum poate. Unii stau în chirie, alții locuiesc cu părinții. Sinceră să fiu, după o anumită vârstă, aș recomanda statul singur, în chirie, dacă doar așa se poate. Dacă stai în chirie, oricum nu plătești la fel de multă dobândă pe cât ai plătit pe 10, 20, 30 de ani. Am să te întreb dacă te sperie ratele, pentru că e un credit pe 30 de ani. Da, nu neapărat că mă sperie, dar e ceva ce n-aș face niciodată. Guvernul a pus la dispoziție în acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, la fel ca anul trecut. După mâncare și facturi, hainele abia își mai fac loc în lista de cumpărături. Putem observa acest lucru în centrele comerciale, unde găsim acum mai multe reduceri ca niciodată. Magazinele au rămas cu marfa nevândută și încearcă cu disperare să atragă clienții cu oferte de nerefuzat. Nu există vitrină în acest centru comercial care să nu anunțe posibilii clienți de ofertele din magazin. Reducerile pornesc de la 30% și pot ajunge chiar la 70% la sute de produse, numai să se găsească cineva să le cumpere. Orice ban economisit contează, spun oamenii. Cine nu vrea ieftin? Și bogații vor ieftin. Mi-am mai cumpărat că au mai fost aceste ieftiniri, dar nu cum îmi cumpăram de obicei. Retailerii și-au pregătit stocurile de mai bine de un an. Inflația însă le-a dat calculele peste cap, iar acum s-au trezit cu marfa nevândută. Nu am avut o iarnă, deci practic în luna decembrie și în luna ianuarie, temperaturile fiind foarte mari, nu a fost iarnă și atunci vânzările au fost mai scăzute din acest motiv. Avem mai un procent mai mare de articole în promoție. În ultimul an, îmbrăcămintea și încălțămintea și-au găsit greu loc pe lista de cumpărături. Scumpirile la mâncare și facturile mari abia au lăsat câțiva lei în buzunare. În sezonul ăsta de iarnă, ce ți-ai cumpărat de îmbrăcat? Nu prea multe. Se vede că s-au scumpit toate și lumea chiar nu mai are bani. Uite-te puțin, e molul aproape gol. Hainele nu sunt o prioritate pentru români. Datele arată că jumătate din venituri se duc pe facturi și mâncare și doar 7% din buget este alocat pentru îmbrăcăminte. Hainele noi au devenit un lux, iar mulți recunosc că au ajuns să se înnoiască doar de necesitate.
Când se rup din haine sau se uzează prea tare sau se va curăte, le schimb. Hainele s-au scumpit foarte, de fapt nu, produsele s-au scumpit foarte mult și la promoție oricum sunt mai scumpe ca anul trecut. De obicei aceiași blugi cumpăram era undeva la 99 de lei, 110 maxim, acum sunt 130. Unii comercianți au început să pună la raft din timp colecțiile de primăvară. Sunt magazine, de exemplu, unde deja găsim produse cu tematica sărbătorilor pascale. Ca oamenii să aibă timp să vadă colecțiile, să vadă care sunt prețurile, iar atunci când vor lua decizia să cumpere acele produse, să știe exact pe ce să investească și cum să-și organizeze bugetele. Specialiștii spun că dacă achiziționăm din timp produsele de sezon, putem beneficia de prețuri mai mici. România a început să aibă tot mai mulți bolnavi de tuberculoză. Pacienții au întârziat vizita la medic, crezând că se confruntă cu o simplă viroză. Însă odată ce au fost consultați, medicii au ajuns să pună diagnostice tot mai severe. Există situații în care pacienții stau foarte mult acasă, deci vorbim de un număr mare de zile de boală și ajung cu afectare severă. Valul de viroze, respectiv gripă, cu care ne confruntăm deja de săptămâni bune, pare să aibă și o față mai puțin cunoscută, astmul sau chiar tuberculoza. Asta deși de cele mai multe ori simptomele sunt subestimate. Și mă doare în piept și m-au trimis aici că ar fi ceva legat de plămâni. Am rămas cu o tuse și de asta am venit aici, din cauza la tuse. Cazurile de tuberculoză și astm au început să crească mai ales în ultimul an, astfel că spitalele găsesc cu greu locuri în care să trateze bolnavii. Ce pot să spun este că, într-adevăr, sezonul rece a adus mai mulți pacienți cu tuberculoză în secțiile cu paturi ale Institutului Marius Nasta. Este o creștere a pacientului cu formă severă de tuberculoză. Și cum în spitalele de pneumoftiziologie nu mai e loc pentru pacienții care ajung să fie diagnosticați cu tuberculoză, medicii sunt nevoiți să redirecționeze pacienții către alte unități spitalicești din afara Bucureștiului. Tuberculoza se poate trata în acest moment și în ambulator, însă prezența tardivă la medic, simptomatologia trenantă, care nu este evaluată de către un medic pneumolog, face ca pacientul cu tuberculoză să ajungă cu forme extrem de severe și, din păcate, aceste forme necesită de foarte multe ori asistență în terapie intensivă. Potrivit specialiștilor, o infecție respiratorie apărută la un pacient cu boli cronice îl va duce mai repede către spital și asta din cauza imunității precare. Orice pacient cu o boală cronică obstructivă respiratorie, deci BPOC sau ast bronșic, dacă face gripă, poate avea o evoluție mai severă și crize de ast și o deteriorare a statusului lui de pacient cu boală respiratorie cronică. Nu mai vorbesc de tuberculoză, care este o infecție activă. Dacă mai vine încă o infecție activă peste tuberculoză, ce pot să spun? Decât că va fi greu de tratat și cu riscuri foarte mari. Potrivit OMS, România este una dintre țările care înregistrează cele mai mari rate de îmbolnăvire TBC din Europa. În 2019 au fost raportate 47.500 de cazuri de TBC în UE. Polonia, Regatul Unit și România au însumat aproximativ 40% din cazurile raportate. 20% dintre aceste cazuri au fost înregistrate în România. Când alți tineri se distrează, doi băieți care nu au încă vârsta de 20 de ani au început o afacere cu cereale proteice din mazăre, soia sau orez. Produsele sunt pregătite după rețete inspirate din cele internaționale. Succesul nu a întârziat să apară. Joseph și Tony au 17 și 19 ani și deja simt gustul succesului unei afaceri. Cei doi sunt unul sportiv de performanță, celălalt licean, dar au stofă de antreprenori. Ei au început acum câteva luni să producă cereale proteice, fără zahăr, într-o fabrică din Giurgiu. Acestea sunt cerealele fără zahăr cu 50% proteină. Proteina noastră vine din 3 surse diferite ca să fie cât mai complexă. Avem proteină din mazăre combinată cu proteină din soia și proteină din orez. Nu conțin deloc cereale în spate, ele se comportă ca niște cereale. Ideea le-a venit în contextul în care există interes pentru dieta vegană, dar și pentru a oferi o alternativă cerealelor de la micul dejun. Iar acum se pot lăuda că produsele lor sunt unice în Europa. Am dorit să mergem pe varianta asta de proteine vegetale pentru început, pentru că există foarte mulți români care urmează o dietă vegană. Mixul de proteine este pregătit în fabrică, apoi cerealele pe bază de mazăre, soia sau orez sunt coapte în cuptor. Abia apoi primesc diverse arome sau
glazură de ciocolată. Ceea ce se vede aici este eritritol și nu este zahăr, da? Deci eritritolul este un îndulcitor foarte similar cu zahărul, dar nu are calorii. Cei doi tineri antreprenori sunt și influenceri în mediul online. Așa s-au cunoscut și și-au pus în aplicare ideea cu mult curaj, voință și pasiune. Mari iubitori de cereale, au încercat diferite rețete până ce au ajuns la cea pe care o consideră câștigătoare. O singură pungă cu cereale poate conține până la 120 de grame de proteină, echivalentul la jumătate de kilogram de pui. Joseph și Tony spun că în numai câteva luni de când au început producția, cifra de afaceri a depășit 500 de mii de lei. Noi doi am decis ca pentru următorii 2 anișori să nu luăm niciun ban din firmă, indiferent de cât de mult profit am face noi, pentru că vrem ca toți acești bani să îi reinvestim. Deși sunt la început de drum, deja primesc 140 de comenzi pe zi. Cerealele lor sunt comercializate mai ales în mediul online, dar și în magazinele cu produse de fitness. O cutie costă între 20 și 30 de lei, iar tinerii afaceriști nu vor să se oprească aici. Au un plan și scoaterea pe piață a unor snacks-uri sănătoase, pufuleți și bomboane proteice. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 urmează un nou episod din serialul Totul pentru familia mea. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi iarna a pus stăpânire pe toată țara, iar până mâine dimineață avem în vigoare cod galben de cantități însemnate de precipitații polei și viscol. În Carpații meridionali și de curbură va ninge și se depune strat consistent de zăpadă și vor fi intervale cu viscol și vizibilitate scăzută. Codul rămâne valabil până mâine dimineață. Iar de mâine, codul galben de ninsoare va cuprinde și alte regiuni din țară. Așadar, în zonele marcate pe hartă, ninsorile vor fi consistente și se depune în continuare are strat nou de zăpadă, iar această avertizare rămâne în vigoare până sâmbătă seara. La noapte, cerul va fi variabil în nord-vestul țării și mai mult noros în rest. Trecător și pe arii restrânse vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță în Banat, Crișana și pe litoral. Iar în Moldova, Oltenia, Muntenia și partea continentală a Dobrogei va ninge. Temperaturile minime se vor situa între minus 6 grade și 1 grad cu plus. Mâine se anunță o zi mohorâtă de iarnă. Cerul va fi înorat și predomină precipitațiile. Acestea vor fi sub formă de ploaie și lapoviță în Dobrogea, estul Munteniei și Oltenia, iar în Transilvania, cât și în Moldova, Banat și Crișana, predomină ninsorile. Iar la munte se va depune strat consistent de zăpadă, iar pe creste va ninge viscolit. Maximele zile vor fi cuprinse între 0 și 7 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi mai mult înorat și sunt condiții de ploaie și lapoviță. 3 grade vor fi în Târgoviște, 3 grade și în Slobozia. În Transilvania, cerul va fi mai mult înorat, iar meteorologii anunță ninsori. 3 grade se vor înregistra în Sibiu, la fel și în Alba Iulia. În Moldova predomină vremea închisă și avem parte de precipitații mixte, dar și ninsori. Termometrul va indica, iată, 1 grad în Piatra Neamț, 2 grade în Focșani. În vestul țării vorbim de vreme mohorâtă cu precipitații atât sub formă de lapoviță cât și de ninsoare. Valorile termice ajung până la 2 grade în Timișoara, la fel și în Arad. Și în Oltenia vorbim de atmosferă închisă cu precipitații mixte și ninsori slabe. Termometrul va indica 4 grade în Turnul Severin, 4 grade și în Slatina. În Dobrogea cerul va fi mai mult înorat, iar pe alocuri va ploua slab. Vor fi 8 grade în Mangalia, 6 grade în Tulcea. În capitală a fost o zi cu vreme închisă și precipitații sub formă de burniță și lapoviță. Maxima a fost de 2 grade. La noapte sunt anunțate precipitații mixte și o minimă de 2 grade. Mâine să știți că temperaturile sunt în ușoară creștere, dar nu scăpăm de ninsori și maxima ajunge până la 5 grade. La munte ne așteaptă o zi de iarnă în toată regula, cerul va fi mai mult înorat și va ninge în toate masivele și se depune strat consistent de zăpadă. Termometrul va indica 2 grade la Stâna de Vale, minus 4 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Anca m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Turda. Maxima ajunge până la 2 grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată, chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă să aveți, indiferent de vreme!